Corpul B al Colegiului Național Roman Vod a găzduit sâmbătă, 6 aprilie 2024, etapa județeană din cadrul primei ediții a concursului județean Excelsior, denumit și Olimpiada de Limba și Literatura Română, care s-a desfășurat mai întâi la nivel local și a ajuns la această etapă să se bucure de participarea peste 400 de elevi din clasele primare din tot județul Neamț. Concursul a fost inițiat și organizat de profesori de învățământ primar din cadrul instituției școlare gazdă, având sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Neamț. Suntem astăzi aici la Colegiul Național Roman Vodă pentru a desfășura etapa județeană a concursului Excelsior, concurs care a mai avut o etapă locală, etapă ce s-a derulat în 6 centre de concurs. La etapa locală au participat un număr de 772 de elevi. Dintre aceștia s-au calificat la etapa județeană 409 elevi, elevi care au obținut la etapa locală punctaje între 85 și 100 de puncte. Deci astăzi, la Colegiul Național Roman Vodă, avem aproximativ 409 elevi, nu vă pot spune un număr exact decât după ce facem prezența. Acest concurs se adresează elevilor de la învățământul primar, celor pasionați de limba și literatura română. Ne dorim ca acest concurs să capete o tradiție, pentru că, așa cum le spuneam și colegilor mei la ședința de instruire, la nivelul județului Neamț s-au organizat pentru învățământul primar, bineînțeles, foarte multe concursuri de matematică și mai puține pe partea aceasta de limba și literatura română. Și avem foarte mulți copii talentați, copii care iubesc limba și literatura română, copii care au niște competențe și niște abilități înalte pe acest segment. Colegile de la învățământul primar sunt deschizătoare de drum și noi ne bucurăm astăzi să găzduim acest eveniment. Speranța noastră este că elevii vor avea parte de o activitate plăcută, utilă și de care să-și aducă aminte cu drag. E o participare masivă, dar e o participare caracteristică a învățământului primar. Elevii din învățământul primar au deschiderea aceasta către ceea ce înseamnă concursuri, vin cu drag, vin să vadă în ce ipostază se găsesc din punct de vedere a cunoștințelor lor. Și ne bucurăm că părinții acestora s-au preocupat să îi susțină și să îi însoțească aici la concursul respectiv, pentru că nu e chiar atât de ușor să vii din capătul celălalt de județ, de la Bicaz, de la Borca, să particip la un concurs în localitatea română. Profesorii inițiatori ai acestui concurs au fost încântați de prezența ridicată a elevilor la proba județeană, în spate fiind vorba de multă muncă și dedicare pentru ca Excelsior să se desfășoare în cele mai bune condiții. Ne dorim, evident, dacă vom avea puterea necesară să putem organiza și etape la nivel regional și național. Sunt foarte mulți copii pasionați de limba și literatura română și dorim să îi punem în valoare și revaloare și să descoperim talentele și abilitățile lor lingvistice. Proiectul promovează și ideea de lectură, lectura de plăcere, mai mult decât atât. Când vorbim despre logos, cred că în era digitalizării cuvântul rămâne suprem și de fiecare dată ne raportăm la comunicarea care trebuie să fie de cele mai multe ori directă și nu prin intermediul instrumentelor digitale. Având în vedere că inspectoratul a derulat acest proiect și noi suntem în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț, ne dorim tare mult să continuăm și în alte ediții concursul Excelsior, având în vedere că a avut un succes neașteptat și a fost un concurs mult iubit, nu doar de către elevi, cât și de către părinți și de către colegii noștri. Avem feedback-uri pozitive din tot județul și ne dorim să continuăm să găsim copii talentați pe limba și literatura română. Scopul acestui proiect
este de a antrena elevii din ciclul primar și de a le oferi posibilitatea dezvoltării aptitudinilor literare și artistice. Alături de noi sunt peste 50 de școli care s-au calificat la etapa județeană a concursului și avem un număr de peste 400 de copii care au participat la această etapă. Îi felicităm pe toți și le urăm mult succes pe mai departe. La etapa locală a concursului, în cele 7 centre de concurs au susținut proba peste 800 de elevi din clasele a 2-a, a 3-a și a 4-a. Dintre aceștia, peste 400 s-au calificat la etapa județeană.